Evenimentul care va avea loc la Galați este deschis studenților din anul 4 din ciclu de licență și masteranzilor specializării drept care doresc să își aprofundeze cunoștințele în domeniile menționate mai sus. Programul școlii de vară se va axa în jurul a două componente, o direcție de cercetare, discuții și aprofundarea unor concepte de actualitate în domeniile de referință și o direcție de socializare și dezvoltarea unor aptitudini de comunicare în mediul pluricultural. Vrem astfel să promovăm, pentru că avem o datorie de onoare, cred în noi. Suntem aici în Galați, la granița Uniunii Europene, după cum știți, și cred că ne revine o sarcină majoră, fiind facultatea care totuși este cu acest domeniu drept. Pot să vă garantez că această săptămână va fi o altfel de experiență, pentru că veți auzi lucruri despre care nu ați mai auzit până acum și cred că pot să pun mâna în foc că niciun dintre noi cei de aici din sală care am terminat facultatea de drept nu am învățat la școală despre refugiați. Partea științifică și de cercetare se va axa în jurul unor prelegeri ale unor experți români și străini din mediul academic, instituțional, juridic și asociativ. Prezentările vor cuprinde o abordare universală și o abordare regională a problemei refugiaților din lume și impactul acesteia asupra relațiilor internaționale. În cadrul acestei școli de vară le vor fi oferite participanților o serie de prelegeri, spețe și studii de caz practice. La finalul sesiunii va avea loc un test de evaluare atestat printr-un certificat emis de ambele instituții organizatoare care va atesta cunoștințele dobândite de către participanți. Temele abordate se vor axa în jurul mai multor componente, precum acte normative interne, europene și internaționale, aplicabile în dreptul refugiaților și drepturile omului și nu numai.